Întoarce capul la dreapta. Acolo ți este locul. Pentru că am dat un dislike la video de pe canalul Melimir. Este alfabetul Morse. 4, 0. Ce e aici? Noros cu precipitații sub formă de laicuri. Vânt cu intensificare de vizionări în zona de nord, sud, centru, est și vest ale canalului Familia Melimir. De aceea autoritățile îndeamnă populația să stea acasă și să privească vlogurile de pe acest canal. Doamnelor și domnilor, avem o știre de ultima oră. Din penitenciarul Dublului a evadat în circumstanțe necunoscute doi vloggeri extrem de periculoși pe nume Melissa și Mami. Îndalmentele filmează non-stop. Sunt amatori înrăiți de TikTok și like. Publică vloguri distractive și molipsitoare. Iubesc challenge-urile și provocările abonaților. Unii locali și zona abonaților i-au observat împreună. Am două zile în urmă i-am văzut pe computer. În două sketch-uri, ceva despre mamă. Bună și ră. Am aflat că ei se mută în sat. Satul acela care... Da, cum se cheamă, uitat. Harbuzăști? Nu. Hălești? Da, voi îl știți. Unde s-a născut ăsta care a scris capra cu trei ies? Humulești? Da, Humulești așela, Humulești. Dar voi de la ce canal sunteți? Ați mă arătat și pe mine la televizor? Dar măcar sunt frumoasă, nici nu m-a aranjat. Toți cei care au văzut îi îndemnăm să apese pe clopoțel și să urmărească toată activitatea lor de pe canalul de YouTube Familia Melimir. Niciodată nu m-am gândit că voi spune chestia aceasta, dar trebuie să ne întoarcem la închisoare. Da, neapărat trebuie să-l salvăm pe vloggerul care ne-a ajutat pe noi. Dar eu am un plan. Trebuie să publicăm urgent un vlog în care... Vreți și voi să aflați planul Melisei? Atunci privește până la final acest vlog și vei afla. Da, da. Am hotărât să ne mutăm la țară. Suntem deja îmbrăcați corespunzător și plecăm. Dar nu în oricare sat. Și anume în Humulești, satul natal al lui Ion Creadă. Humulești! Am crezut că nu privesc vlogurile lor. Să vedem unde Humuleștiul. Humuleștiul. Gata, e clar. Ce? Ați crezut că nu o să vă găsesc? Chiar și dacă ați șters toate dovezile din calculator? N-aveți nicio șansă. Plecăm în Humulești. Mami, dar am o idee. Trebuie să luăm cheie de la celula de închisoare. Da, dă-o încoace să o ascundem. Dar eu credeam că este la tine. La mine? Da. Oare? Dar eu n-am luat-o. Unde dar este cheia? Dragi abonați, ajutați-ne să găsim unde am lăsat noi cheia din primul episod Evadează din închisoare. Și scrie jos în comentarii locul aflării ei. Primii trei care au fost cei mai rapizi și cei mai atenți și au depistat cheia din primul episod vor fi premiați. Deci, Melissa, ideea cu cheia decade. Așa este.
Le-am văzut. Jos, poliția! Domnul gardian, cum ne-ați găsit? Eu nu îmi spun secretele. Mâinile la spate și mergeți după mine. Bine. Ați crezut că n-o să vă prind? Noi ne cerem scuze. Nu am vrut să fugim. Lăsați vorba, după mine. Doamnelor și domnilor, avem o știre de ultima oră. Cei doi vlogeri care au evadat din penitenciarul YouTube-ului au fost depistați și reținuți. În urma operațiunii Găsește vlogerii mele mic, am aflat acum unde ei se află și acum îi ducem la închisoare. Ce riscă youtuberii pentru aceste acțiuni? Vor fi pedepsiți pe viață să publice video pe YouTube, Facebook, TikTok și Instagram. Cum ați reușit să-i prindeți? Am privit toate vlogurile lor de la început până la sfârșit. Dar în ultimul vlog am aflat că ei se mută în sat, și anume în Humulești. Mergeți înainte! Deja știți unde vă este locul. Hai, fuga! Acesta este asistentul meu, Matei. Deja vom fi în doi și nu aveți nicio șansă. Stop! Nu intrați! Eu trebuie să verific dacă nu aveți cu voi obiecte. Telefon. Nu e voie cu telefon. Hai, intră. Următoarea. Întoarce-te. Ai telefon. Ai, 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 ai. Hai, intră. Da, un pic planurile noastre au fost date peste cap. Da, așa este. Fără șoșoteală. Da, a rămas cum a fost celula. Nimic schimbări. Dar peretele fals mai este? Hai să verificăm. Este! Și lumină este acolo. Stai că ne vede gardian, pune la loc. Așa. Se aude vloggerul din cealaltă celulă. Da, iarăși bate. Vrea să ne comunice ceva. Auzi? Da, hai să descifrăm. Dar stai. Nu avem telefoanele. Ni l-a luat gardianul. Ce ne facem acum? Dar în telefon este alfabetul Morse. Cum să-l descifrăm? Și eu nu mi-amintesc nimic. Ne trebuiesc telefoanele sau alfabetul cineva să mi-l dea. Domnul gardian, vreau să dau un apel telefonic. Ce fel de apel telefonic? Vreau să sun la o persoană să spun că sunt aici. Hai, lasă, mai puneți pofta în cui. Domnule gardian, din comunitate am aflat că persoana reținută are dreptul la un apel telefonic. Vă rog, nu ne lezați drepturile. Bine, vă fac un challenge. Dacă câștigați, puteți să sunați. Uf, ok, suntem de acord. Vă dăm la fiecare câte 3 foi. Și aveți 3 șanse. Ce trebuie să facem cu ele? Să le mototoliți și să le aruncați în găleată. Domnule asistent, nu e asta pentru tine. Hai să începem! Melissa, nu te grăbi, pentru că trebuie să nimerim neapărat în găleată. Altfel nu ne putem salva. 2, 3. Oh, cât pe ce! În găleată. Mai am 2 șanse. Una. Încă una. Găleata! Dar puneți găleata un pic mai aproape de noi, este prea departe. La noi nu se dă mai aproape, mai departe.
Ultima șansă, Melissa! Trebuie să facem ceva, să ne merim în acea găleată! Melissa, te rog frumos, trebuie să ne merești, este ultima noastră șansă! Dar aveți dreptul la un singur apel. Melissa, cui sunăm? Eu zic să sunăm tuturor abonaților noștri. Dragi abonați, trimiteți-ne, vă rog, mâncare. Aici gardianul nu ne dă nimic. Vă amintiți de ardeiul din episodul anterior? Păi a fost foarte gustos. Ați înțeles ce vrem noi? Ajutați-ne să ieșim din această închisoare. Gata, a trecut timpul. Gardianule, vrei să-i dăm puțin la fete? Da? Poftim mâncarea voastră. Mulțumim. Ce turtă? A, dar e moale. Hai, las că e bun. Nu e bună deloc. Stă în gât. Mă întorc imediat, m-a sunat șeful. Dar băgați de seamă, nu faceți smercherii. Dragi abonați, noi de fapt am făcut o cursă gardianului. Știm că el privește cu atenție vlogurile noastre, ca și voi. Și am publicat ieri un vlog cum ne mutăm la țară. Și intenționat am comunicat că locuim în Humulești. Ca să ne găsească fără să-și dea seama de planul nostru. Pentru că noi aici am venit ca să salvăm vloggerul din celula cealaltă. Pentru că dacă vă amintiți din primul episod, el ne-a ajutat foarte mult și am putut să evadăm. Și este un vlogger anonim. Nu știm cine stă acolo, dar vrem să-l ajutăm și noi, precum și el ne-a ajutat. V-a venit un coleg de la un abonat. Nu, nu, nu! Trebuie să-l împărțim! Iarăși! Iarăși ardei! Lasă că am văzut în primul episod! Aceștia rămân la mine! Până vă dau nouă și mie îmi rămâne ciocolata! Ce? Mâncăm turtă cu pâine? Dacă nu vă place, dați-mi înapoi! Nu, nu, nu! Ne place, o mâncăm așa, ce să facem? Ce ne facem? Ardeiul a rămas la gardian! Da, sunt convinsă că era ceva acolo. Hai să mâncăm pâine. Ce-ți place ție să mănânci? Felioară sau... Cred că eu vreau. Hai! Ce-ai acolo, Melissa? Wow! Hai să citim noi. Și asistentul ne urmărește. Ia privește. Se face că nu vede. Alfabetul, Morse, codul. Ia privește. Repede. Ascunde. Deja vă putea comunica cu vloggerul din cealaltă celulă. Domnul Matei, ai văzut aici ceva rău? Bine. Nu a observat.